Vărsătorii, resursele, bunurile materiale sunt în primul rând rezultate ale unor eforturi făcute poate la locul de muncă, dar posibil și legat de folosirea resurselor și de rezolvarea unor probleme de sănătate să aibă o legătură cu astfel de lucruri. Resursele, oricum. Din punct de vedere astrologic, apare posibilitatea de a folosi cu succes fermitatea, curajul de a acționa, forța interioară, capacitatea de a fi prudent, de a vă ascunde scopurile, de a fi perseverenți. Rezistența vine în primul rând din voință, din capacitatea de a acționa disciplinat și de a despăși greutățile. Relații de colaborare, cele profesionale, sunt cele mai probabile, iar. Folosirea resurselor și a bunurilor materiale pot solicita abilitatea voastră de a stabili nevoile, atracția pentru uh, zona spirituală este mai mare acum în această perioadă și chiar uh, pentru cunoașterea intuitivă. Relațiile sunt bazate în primul rând pe intuiție, pe mister, uh, pe misticism. Uh, se realizează un echilibru între timpul petrecut la locul de muncă, cel destinat familiei sau timpul petrecut cu un părinte. Aici se folosește cu succes originalitate, intuiția, imaginația, apare atracția pentru mistere, atracția pentru prietenii noi, relațiile cele mai probabile sunt romantice, dar cu o doză mare de independență a voastră în aceste relații. În 28 martie comunicarea cu apropiații, poate să solicite zona mentală, vă solicită în a exprima idei creative, în a căuta distracția, judecata corectă, pozitivă, vitalitatea este bună și un bun spirit de organizare. 29 martie, legat de familie, de cămin, de relațiile părinții de trecut. Se pot experimenta emoții mai puternice, apare regăsirea voastră în creativitate și în manifestările de revoltă sau mai rebele. Relațiile cele mai probabile creative și chiar romantice. În data de 30 martie, de data aceasta, vorbim de. contracte, de asocieri, de procese, uneori ele pot să aducă tensiuni tendințe destructive, pasiuni neclare, chestiuni un pic mai dramatice. Relațiile sunt mai ușor marcate de posesivitate excesivă. Tensiunile se valorifică în resurse prin căutarea clarificării ideilor, prin folosirea credinței, prin uh, resurse iar se pot uh, Folosi abilitățile de stabilire a nevoilor voastre, și apare atracție mai puternică pentru zona spirituală, pentru cunoașterea intuitivă. Iarăși, relațiile sunt bazate mai mult pe intuiție, pe mister. La 1 aprilie, în zona de contracte și de asocieri, Poate să apară acumularea de frustrări, iar în familie, chiar nervozitate, conștientizarea unor datorii, dorință mai mare de libertatea voastră, dorință de progres, lucruri care pot să ducă la o creștere a ambiției și a nervozității, riscuri mai mari de mici accidente și chiar de relații ceva mai instabile în comunicarea cu cei apropiați se acumulează ceva frustrări, ceva nervozitate, ceva stări de revoltă și pot apărea riposte care să nu fie chiar apreciate de ceilalți. Relațiile sunt marcate de confruntări, iar în 2 aprilie vorbim de contracte care pot să vă stabilească resursele materiale sau bunurile, iarăși și duc la acumularea de tensiune, de nervozitate, de conservatorism și chiar stări de uh, dorință de a vă izola de ceilalți. Relațiile cele mai uh, posibil sunt afectate de prea mult uh, posesivitate, chiar de dorință de abandon, iar tensiunile se valorifică prin comunicarea cu cei apropiați, prin gândire, prin deschidere socială, prin preocuparea pentru aspectul exterior, prin comunicare, prin spirit de adaptare. De asemenea, tensiunile se valorifică și la locul de muncă sau în planul sănătății, prin fermitate, prin curaj, curajul de a acționa, prin forța interioară, prin capacitatea de a fi prudenți, de a vă ascunde scopurile, dar și perseverenți în ceea ce faceți. Rezistența voastră vine, în primul rând, din voință și din forța de a acționa, în primul rând, disciplinat relațiile cele mai probabile, cele de colaborare la sfârșitul săptămânii sau chiar profesionale.